Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, bună ziua! Sunt Florian Angelu și vă invit să urmăriți emisiunea Aveți Cuvântul. Stimați telespectatori, bună ziua! Am astăzi plăcerea să prezint doi invitați care îmi sunt deosebit de dragi. Domnul profesor Borștea Postelnicu, bună seara! Bună ziua, cum vreți să o luăm? Bună ziua, bine v-am găsit! Domnul Gabi Cosma, care este și fost ziarist și, să zicem, licențiat într-o disciplină care, despre care o să vorbim sau care este ajutătoare la una dintre temele respective, dar nu numai din acest punct de vedere l-am invitat. Mulțumesc de invitație. Prima temă, stimați telespectatori, o constituie o chestiune care pentru mine este, să zicem, un problematică și de a fi discutată, dar și de a fi, să zicem, generalizată. Este vorba de violența în școli, dacă aceasta este sau nu o problemă reală. Aceasta ar fi prima temă și prima întrebare pe care o adresez invitaților. În sfârșit, o a doua, învățământul între performanță și mediocritate. Aici, datorită domnului profesor, avem sigur niște informații, să zicem, niște statistici din punctul acesta de vedere. Și în sfârșit, a treia, dacă există o preocupare reală în societatea românească pentru învățământ. Mai întâi, stimați respectatori, cu amabilitatea regizorului de platou, vă voi prezenta o imagine celebră dintr-o școală din aceasta generală, în învățământul primar, pe care foarte multă lume a comentat-o, a dezbătut-o și urmează să o dezbatem și noi. Este vorba de doamna aceea învățătoare care s-a purtat la modul la care s-a purtat față de un copil de la preșcolar și care, din punctul meu de vedere, ar fi una dintre laturile privind violența școli, violența de limbaj, din acest punct de vedere, dar și violența în ceea ce privește comportamentul elevilor. Domnule profesor, problema, din punctul meu de vedere, s-ar împărți în două mari, să zicem, chestiuni. Prima și cea mai importantă. La noi se discută despre violența în școli, în sensul că elevii se agresează între ei, există violențe de limbaj la adresa elevilor. După părerea mea, această chestiune este artificial întreținută de mass media. Adică mass media culege un caz și de acolo generalizează și face din țânțar armăsar, cum se spune. Eu am o părere foarte bună și dumneavoastră știți din acest punct de vedere despre învățământul primar și gimnazial, mai puțin bună despre învățământul liceal, dar în general am o părere foarte bună despre învățământul românesc. Așa cum este el blamat, cum are cu carențele lui. Dar sunteți de acord cu mine că această chestiune a violenței în școli a fost transformată de mass media într-o falsă problemă? Adică a fost exagerată în mod deliberat, după părerea mea. Da, cred că asistăm la un gen de manipulare. Suntem în toiul formelor de manipulare. De ce? Pentru că trebuia și învățământul discreditat. Dar eu aș pune problema altfel. Cum am ajuns aici? Cum de am ajuns aici? În primul rând, ar trebui să recunoaștem cu toții că noi nu avem un proiect de țară. Suntem, din acest punct de vedere, un stat eșuat. Neavând un proiect care să fie dezbătut și asumat de întreaga comunitate românească, de la primul om în stat și până la toți românii, să-și-l fi asumat și să-l fi pus în operă, atunci am fi știut foarte clar ce avem de făcut. Încotro ne îndreptăm, ce trebuie să facem ca să ajungem acolo și așa mai departe. Și de aici s-a lăsat cale liberă, dacă vreți, acestui gen de manipulare care face foarte bine globalizării, să știți. Foarte bine. Pentru că, în ansamblu, globalizarea nu are nevoie de prea multă lume care să înțeleagă întregul angrenaj, cum se mișcă el, care sunt perdanții, care sunt mari beneficiari ai sistemului. Și iată că
Școala românească s-a trezit cu o mare problemă astăzi. Dar mi se pare, din multe puncte de vedere, o problemă falsă. Deci sunteți de acord în principiu? Absolut, absolut, dar ea trebuie înțeleasă la justa ei valoare, pentru că este și un pic de adevăr în toată povestea. Sigur că da, nu, n-am negat. Din ce perspectivă este un pic de adevăr? Adesea, noi lăsăm totul pe seama școlii. Însă îmi vine acum în minte un studiu realizat de un institut celebru din Marea Britanie vis-a-vis de importanța principalilor actori educaționali. Și rezultatele sunt terifiante, credeți-mă. Știți cât îi revine școlii din toată povestea aceasta educațională? Nici nu vă vine să credeți. 10%. Ne întrebăm atunci, unde sunt 90%, domnule? Ceilalți doi mari actori, și anume este vorba de familie și comunitate. Ei, acum trebuie să o luăm așa, metodic, să vedem unde sunt rădăcinile, de fapt, ale acestei vulnerabilități în domeniul copiilor. Și când spun copii, mă gândesc la cei de la 0 ani și până la 18-20 de ani care sunt pe băncile școlii. Și care sunt în întreținerea părinților, care nu cresc pe propriile picioare. Exact, evident. Haideți să ne gândim așa. Eu adesea, mergând prin oraș, mă uit la copiii care mai sunt pe afară și se joacă. Sunt foarte puțini să se joace, care se joacă, și observ că nu știu să se mai joace. Adică nu mai au acele jocuri ale copilăriei care au o importanță fabuloasă. Nu mai au creativitate. Exact. Asta ajunge și la creativitate. Pentru că, de fapt, ei nu mai joacă roluri. Când jucam fel de fel de jocuri, știți foarte bine, din copilărie, fiecare avea câte un rol. Schimba rolul și așa mai departe. Ce ne spune psihologia de ultimă oră, de ultimă generație? Iată, mă gândesc la Daniel Goleman, unul din mari psihologi ai zilelor noastre, care ne vorbește despre psihologia emoțională și psihologia socială, că bazele se pun tocmai în acești primi ani de viață. Dar cei mai mulți dintre noi, ca părinți, preferăm să le oferim un laptop sau o plachetă sau un telefon și suntem foarte mulțumiți că ei stau liniștiți. Și ei devin experți în a butona. Dar nu ne dăm seama că deja îi deformăm total. Odată. Nu ne dăm seama care este impactul tuturor acestor tehnologii de ultimă generație asupra creierului. Creier care nu este format. El trebuie educat, el trebuie dezvoltat, el nu se dezvoltă de la sine. Păi, iată să ne amintim de ce a luat premiul Nobel un japonez cu puțin timp în urmă, profesorul Yamamoto de la Universitatea Imperială din Kyoto, tocmai pentru faptul că a demonstrat că aceste tehnologii atât de moderne generează un impact catastrofal asupra creierului, asupra apei, că el de fapt a demonstrat că apa are memorie. Și ei trăind în această lume virtuală, ei devin extrem, extrem de vulnerabili, să știți. Când vin în societate, în comunitatea lor acolo, fie la grădiniță, fie la școala primară sau școala gimnazială, ei sunt extrem de stingheri. Ei nu știu cum să se comporte, nu știu ce atitudini să ia. Credeți-mă că și eu am probleme din acest punct de vedere când văd tineri mari, nu mai vorbesc de puști, ci tineri la 17, 18, 19 ani, când stau și se uită așa la tine, prin tine, de fapt, dincolo de tine. Aici trebuie căutate toate aceste resorturi care generează, în primul rând, aceste vulnerabilități, care nu sunt luate în seamă. Nefiind un proiect, nici măcar în domeniul educației pe termen lung, să ne spună foarte clar, uite cum trebuie să facem, uite cu cine trebuie să facem, uite de unde trebuie să începem. Da, eu scuzați că vă întreb, dar eu aș vrea să discut despre
episodul acela cu doamna profesoară. Eu am o mare apreciere pentru învățători. D'acord. De la 1-4. Aceștia fac, din punctul meu de vedere, ceea ce ar trebui să facă absolut întreaga societate. Și noi facem abstracție de o anumită problemă. În general, în învățământul primar și gimnazial, 90% sunt femei, care în același timp sunt și mame, care în același timp la școală trebuie să-și respecte programa, să-și pregătească și așa mai departe. Și izbucnirea acelei doamne, care evident că n-avea ce să caute în învățământ, scoate la evidență o altă problemă. Și anume faptul că în învățământ totuși trebuie să existe niște criterii, niște grile care să aibă, să nu permită apariția unor asemenea derapaje, dar să existe și preocupare pentru recuperare în ceea ce privește acești învățători care sunt supuși unui stres formidabil. Chiar dacă el, ca și persoană fizică, să zicem, este pregătit să facă față stresului și lucrului cu copiii mici, care este deosebit de dificil. Mi-ați adus aminte acum de o întâmplare care m-a marcat. Eu am terminat liceul pedagogic și mi-a plăcut să studiez procesul instructiv-educativ. Noi ce am făcut în ultimii 20 ceva de ani? Noi am inversat macazul. Noi am pus instrucția înainte educației. Și am greșit, credeți-mă. Am greșit enorm. De exemplu, în Finlanda, știți care este facultatea cea mai curtată, cea mai căutată, înainte de medicină, de IT, de drept și așa mai departe? Facultatea care generează profesori. Acolo nu intră oricine. La noi intră oricine. Mai mult, noi am detonat statutul cel mai important din sistemul de educație, și anume statutul de dascăl, de învățător. Am transformat în profesor pentru învățământ, primar, preprimar și așa mai departe. Am chiar desființat liceele pedagogice care formau adevărați învățători. Și acum chiar nu mai există? Acum au fost reînființate, dar e foarte greu. Foarte greu să mai ai. Nu o să mai avem învățători serioși. Credeți-mă. Pentru că dacă nu ai învățători foarte buni, așa cum spuneți dumneavoastră, să modeleze mințile acestor țânci, ne trezim cu ceea ce avem astăzi în licee. Tineri care nu mai gândesc cu mintea lor. Formați după niște linii și când ai pus o întrebare banală, de ce, deja s-a închis jocul. Credeți-mă. Alte dăți, puneam aceste întrebări și veneau cu niște răspunsuri care mă fascinau. E, asta e o mare problemă a sistemului, credeți-mă. O mare problemă. Pe de altă parte, o altă mare problemă, care ar trebui să ne dea foarte mult de gândit vis-a-vis de învățători, vis-a-vis de dascăli în general. Învățământul nu mai este atractiv. Nu mai este un domeniu atractiv. Mă uit peste tot. Cine mai vine astăzi în sistemul de educație? Un tânăr, absolvent, puternic, nu vine. Pentru că nu este atractiv din perspectivă financiară. Alege să ducă în altă numai, parte. Și nu numai, și ca statut social. Și din perspectiva absolut umilințelor pe care urmează să le îndure. Absolut. Din partea tuturor celor cu care intră în relație, adică a sistemului de învățământ. Absolut. A elevilor care de multe ori calcă în picioare. Și a părinților care îi calcă și la propriu și la figurat. Da, și părinți care mai și exagerează în momentul în care se întâmplă incidente între copii, uitând că aceștia sunt copii, uitând că au probleme hormonale, uitând, părinții mă refer. Absolut. Iar cadrele didactice, din acest punct de vedere, în ultima perioadă, prea au lăsat să se înțeleagă că toate revendicările lor se reduc la cele salariale. Adică nu există și din partea lor o presiune cu privire la modificările și la ceea ce așteaptă ei de la sistemul de învățământ. Din acest punct de vedere, v-aș
propune să mai mă suportați 20 de secunde. Eu mi-am dat aici că, din punctul meu de vedere, violența în școli este, să zicem, la limita, din punct de vedere al elevilor de data aceasta, la limita, să zicem, de jos în raport cu celelalte țări europene. Spuneam pentru că psihologia națională nu permite să constituie acele găști pe care le vedem noi și care sunt violente și care acționează lângă școală, în sensul că sunt, vor mai fi și elevi care se unesc ca să-i jumulească pe cei mici de bănuți, dar din punctul acesta de vedere nu avem o violență organizată. Absolut. În școli. Și Gabi, ai putea să ne spui dacă, din acest punct de vedere, există preocupări instituționale? Stai, trebuie să luăm și un telefon. Îmi cer scuze, estimate telespectatori, dar v-aș ruga cât mai concis, dacă sunteți amabil. Nu este nicio problemă. Bună seara, domnule Angelo, bună seara, domnule Borcea Postelnicu, bună seara, domnul și celor doi care nu-l cunosc. Problema, vreau să vă expun așa din punctul de vedere al unui părinte, care a observat evoluția copilului de la începuturile educației până la acest moment, momentul acesta fiind copilul este la liceu HD. Ce se întâmplă? Deci, învățământul a scăzut calitativ în ultimii 25 de ani. De ce? Prin anumiți oameni influenți de obicei de prin minister, au apărut tot felul de manuale juxtapuse, împărțite în toate felurile, în toate astea, care dacă încerci să citești ceva din o lecție de la cap-coadă, la acest moment nu pricepi mare lucru. Deci nu au o expunere suficientă ca să ofere multă informație. Pe acest fundal s-au dezvoltat culegeri, caiete de lucru, tot felul de instrumente ajutătoare, care sunt instrumente de obicei de tâmpela. Vă spun foarte, foarte hotărât și foarte concis, pentru că le-am urmărit și am încercat să le parcurg cu copilul meu în procesul care a fost de învățare la acel moment. Deci, adâncindu-se aceste problematici, au început să apară legendele. Învățătoarea cu tare, profesorul cu tare, super profesorul cu tare și tot așa. Asta înseamnă că omul alergă după, părintele alergă să-și educe copilul într-un mod, așa cum a fost el la momentul când în comunism, într-adevăr, s-a învățat carte și carte de calitate. Dovadă că sunt niște produse foarte bune, încă mai sunt pe piață acum. Oameni care știu efectiv să fie dascăl de har. Dar, credeți-mă, și domnul Borcea Postelnicu mă poate seconda, s-au produs și foarte mulți profesori, quasi-profesori, la universitățile particulare, unde știu că și domnul Borcea Postelnicu a fost rector aici la Buzău, la Casa de Cultură. Da, bine, asta este altă problemă. Asta e problemă cu... Este aceeași problemă care generează acest proces de învățământ, care este foarte slab calitativ. Norocul este că mai sunt copii inteligenți. Dar atenție, copiii inteligenți sunt canalizați spre uniforme, SRI, poliție, pompieri, alte părți, cei mai inteligenți. Acolo îi veți găsi. Nu uitați dreptul, nu uitați dreptul. Da, la drept vrem să iau și dreptul la urmă. Medicină, farmacie, câteva facultăți care sunt, într-adevăr, ori meserii, stai foarte... Bănoase, bănoase. Clar? Sau unde poți să faci o carieră oriunde în lume, vis-a-vis medicină, farmacie. Medicină, farmacie, da. Da. Foarte mult a scăzut învățământul politehnic. Foarte mult. Mai ales că s-au desființat institutele de cercetare. Și în afară de asta au apărut, acum iar revin cu problema, cu vazii profesorii care nu știu cât de bine știu să predea. Și să știți că sunt carențe peste tot, inclusiv la liceul HD-ul. Sunt convins, dar nu uitați că eu sunt cel care am o părere bună de învățământ. Nu, da. Ce se întâmplă? Aveți dreptate, dar uite, vă dau un exemplu tot așa concret. Un profesor de istorie de la școala unde învață cel mic al meu, cum să spun eu, nu că ignoră manualul, dar îl îmbunătățește în sensul că este, exact, respectă programa. Exact ce v-am spus mai devreme. Manualele fiind praf, exact, fiind de capul oricum, oamenii încearcă să-și facă datoria ca copilul să priceapă din clasă mesajul lecției respective. Sigur că deci, da. Deci, efectiv, ce trebuie făcut?
Deci eu am studiat foarte bine și m-am uitat în comparație, chiar în manualele vechi de pe vremea mea, le-am mai păstrat pe unele din ele, și făceam comparație cu lecțiile care sunt acum și cum erau atunci. Da, cel puțin cele de gimnaziu sunt absolut șocante și sigur că da, stimate domn, dar tema noastră era alta, este foarte bine ce ați... Violența în școli și toate astea. Da. Problematicile astea adâncindu-se foarte mult creează și partea asta de violență. În primul rând, începe de la violență verbală. Da, e, din acest punct de vedere, copiii sunt absolut șocanți. Mergeam pe stradă în spatele unor numai un pic. Copii care sunt de bani gata, care și sfidează prin comportament și asta generează la un moment dat violență pe care chiar unii dintre ei o provoacă. O provoacă, sigur că da, aveți dreptate. Sau ăștia care sunt mai dezvoltați fizic, îi plătesc ca să-i facă lucrurile. Exact, da. Și de aici apar problemele. Astea sunt, de fapt, problemele care se întâmplă în școli. Sigur că da, sunt foarte multe probleme. Dumneavoastră ați abordat unele foarte importante. Dar v-aș ruga să-mi spuneți... Revenirea este să se pună odată, cum a zis eu, președintele Iohannis, punct și de la capăt. Ne oprim aici și hai să relansăm din nou totul. Să se facă pertinent și cu simț de răspundere și în favoarea copilului. Bun, v-aș reaminti că din acest punct de vedere au fost politicieni interesați, s-au spus, adoptăm un cum se numea, nu știu, plan național, fie 6% din PIB. Toate au fost și întors din toate au fost bani. Au generat bani prin facultăți particulare, prin tot felul de teze de doctorat plătite, cumpărate, tot felul de doctori. Și asta este altă problemă. Da. Societatea nu este normală la acest moment. Este cu totul și cu totul altfel. Da. Vă mulțumim pentru telefon. Dumnealui are dreptate, dar dacă ne refartăm acum la ce se întâmplă în societate, te apuci cu mâinile de cap. Da, tocmai aici e problema. Are perfect dreptate că învățământul este în picaj. Pentru că toată societatea este în picaj. Noi nu doar aclamăm niște priorități. Dacă am lua, iarăși, cazuri nu atât de discutate la nivel global, ci niște țări mai apropiate de noi. Cazul Ungariei, de exemplu. Pe mine m-a surprins extraordinar de frumos ceea ce s-a întâmplat la Budapesta acum ceva timp, câteva săptămâni, o lună, în urmă. De ce? A fost o manifestație puternică împotriva guvernului maghiar. De ce? Pentru că a gândit o lege a educației, dacă vreți, extrem de coerentă, extrem de pertinentă pentru momentul prezent și mai ales pentru momentul viitor. Și lumea școlii, și elevi, și părinți, și profesori au simțit că sunt vulnerabili în fața unei asemenea legi. Chiar spuneau că este de tip spartan. Avem nevoie. Cel puțin pentru învățământul de stat. Noi nu avem altă alternativă. Eu sunt convins că această inițiativă legislativă a guvernului maghiar nu a pornit chiar pe un teren gol. Eu sunt convins că Soros, George Soros, marele miliardar care a înțeles foarte bine cum se mișcă lucrurile la nivel global, probabil le-a spus ceva guvernanților de la Budapesta în felul următor: băi, băgați-vă mințile în cap. Că voi nu aveți alternativele Occidentului, voi nu aveți puterea de absorpție a minților superiori organizate de pe toate meridianele acestei planete. Singura voastră bogăție este mintea. Mintea nu se dezvoltă singură. Trebuie educată, trebuie strunită. Și asta nu se poate face decât cu niște reguli foarte clare, cu un învățământ performant și puteți deveni mari câștigători. Cu toate aceste presiuni generate de societatea civilă, guvernul maghiar n-a schimbat nici măcar o virgulă în această lege. E, la noi se întâmplă invers, domnule. Vedeți, aici este mare problemă. La noi se întâmplă invers. Aici politicul este așa de convins că și de suficient și de arogant că ei pot să rezolve orice, încât nu prea țin cont de ceea ce se întâmplă. Dar spuneam și mai înainte, domnule profesor, totuși cadrele didactice ar trebui să facă, din acest punct de vedere, o mișcare de
obligarea politicului să mai țină cont și de ce se întâmplă, de realitate. Adică să nu vină fiecare ministru și să înceapă să facă o reformă. Bun, l-aș ruga pe Gabi. Totuși, din punctul ăsta de vedere al violenței în școli, două probleme dacă vrei să abordezi. Sunt eficiente acum măsurile de prevenire, adică ce se întâmplă, interdicțiile din jurul școlilor și așa mai departe, și care ar fi, să zicem, preponderent, să se aplice sancțiuni elevilor violenți, ori să fie adoptate sau să pună accentul pe măsurile, să zicem, pedagogice. Eu aș lua puțin de la început. Sunt câteva subiecte, mini-subiecte pe care le-am ratat. Da. Domnul profesor a avut mult mai multe de spus și este mult mai în temă, evident. Reprezintă o instituție simbolă a învățământului buzoian și evident că îi se cădea o libertate mai mare. Dar vreau să spun în primul rând despre rolul presei în astfel de cazuri. Presa... aș băga mâna în foc că prinde doar o foarte, foarte mică parte din numărul total de cazuri de violență, indiferent că e vorba de violență fizică sunt sau convins. Verbală. Explicația e foarte simplă. Nu te duci de aici până la gura Teghi dacă auzi că acolo o învățătoare se răstește la copii sau aici la Botucalului mai merge. N-ai cum să acoperi tot teritoriul. 1. 2. Nu se aud toate cazurile acestea, nu răzbat în presă. Sunt locuri unde probabil că încă nu s-au învățat toți copiii să filmeze pe furiș profesorul cu smartphone-ul. Aici este iar o chestie pe care, sincer, nu o prea înțeleg și nici nu o prea înghiț. Deci un copil are dreptul să stea tot timpul cu telefonul în mână și să filmeze pe furiș și colegi și profesori și așa? Iar dacă s-ar pune problema instalării de camere video în permanență în clasă, nu numai la bacalaureat, să fie câte o cameră video, fără sonor, dar să se vadă atunci când un elev aruncă un profesor cu cretă, cu ghemotoace de hârtie, când îi bagă mâna în buzunarul hainei agățate în cuier și îi fură telefonul de acolo, toate aceste lucruri ar trebui să se vadă. Nu văd pe cine ar deranja. Elevii nu vin acolo să se împerecheze. După părerea mea. Că ca să aibă intimitate și... Da, să îi tulbur. Nu, elevul stă cum stăteam noi pe vremea noastră, că și eu am făcut 8 ani la pedagogic, adică 1-8 și 9-12 la HD-ul. Și vreau să spun că dacă întorceam așa, capul pe jumătate într-o parte, se uita profesorul la mine de înghețam. Mă rog, la pedagogic, când eram mai mici, ne mai și pocneau. Cu toate astea, n-am făcut niciodată reclamații, că dacă făceam reclamații, m-am bătaie și acasă. Da, acum este jalea după lume, ce să nu, mai... Atunci, dacă îți luai un catalog după ceafă sau așa, situația se repeta, dar mult mai dur acasă. Adică ce ai făcut de la ai supărat pe tovarășul profesor sau pe tovarășa profesoară? Așa se punea problema atunci. Nu venea părintele cu bâta la școală să bată profesorul care i-a ofensat odrasla. Așa, vis-a-vis de cazurile acestea de violență, repet, sunt foarte puțin cunoscute. Sunt mult mai multe cazuri de care auzim în viața de zi cu zi, dar care nu răzbat din diverse motive. Cele mai multe sunt cele pe care le-am spus, că nu are cum să fie presa peste tot, nici poliția nu e peste tot. Unde ar trebui să fie. Așa. Dar vreau să vă spun că și pe vremea noastră exista violență în școli. Sigur că da, exista violență, dar nu reclamă belșug. Nimeni. Deci la pedagogic, cel puțin, veneau găștile alea de prin insulă, cum li se spunea, și făceau prăpădă acolo. La HD-ul, între a 9 și a 11, mă rog, între a 11 deja era mai mărișori, mai organizați. Dar în clasa 9 de 3 ore am avut ocazia să fim atacați de niște haiduși de ăștia minoritari pe strada Războieni. Deci plecam de la școală, învățam după amiaza. Bine, dar acum lucrurile nu mai sunt chiar așa. De ce? Păi nu se mai... Cel puțin din acest punct de vedere sunt un pic, să zicem, mai documentat. Nu, spunem acum de ce. Se omoară cu pietre. Ca da. Pe fâșia Gaza. Se omoară cu pietre în curtea școlii. Da, într-adevăr, presa probabil exagerează. Când prinde câte un caz de ăsta, deși ăla a fost, ce să spun, cutremurător, efectiv. Sigur, e o chestie patologică. Da, scoate la iveală o altă problemă. Dar aia, cum să zic, nu vine niciun caz din deficiențele sistemului de învățământ. Nu, nu. Deci eu cred, după părerea mea, că cele mai mari tare în educația unui copil provin din cei 5, 6, 7 ani de acasă, câți mai sunt.
Deci, și noi am vrea ca școala să rezolve tot. Știi? Alaltă îmi spunea cineva de copilul unei vecine că la clasa a 8-a scrie numele proprii cu litere mici. Și zicea, domnule, ce profesori sunt ăștia? Domnilor, la școală stă copilul 5-6 ore, în rest stă acasă, sau mă rog, stă pe străzi. Deci, n-a făcut un părinte nici măsa, nici tasul, n-a făcut temele cu copilul ăla să vadă că el scrie cu litere mici numele proprii. Și-i surprins acum când scrie așa. Da. Deci bun. Nu poți să arunci toate în cârca profesorilor. Nu mă interesează că sunt bine plătiți, că sunt prost plătiți, dar nenorocirile, bagajul ăsta genetic deficitar cu care vin unii și pe care îl îmbogățesc, dar îl îmbogățesc tot în sensul prost. Așa vine de acasă. Da, domnul profesor a atins colateral la problema asta, știi, cu educația care trebuie să fie făcută și în familie. Dar, din nefericire, știi care sunt tarele acestor emisiuni. Trebuie să luăm o scurtă pauză de publicitate.